copile, tu habar nu ai. În timp ce îmi făceam bagajele, pentru că noi mâine noapte plecăm spre România și mi-alegeam așa produsele de make-up, m-am gândit, de ce să nu le arăt și fetelor mele ce produse iau cu mine atunci când călătoresc? Bine, când călătoresc spre România, pentru că acolo călătorim cu mașină și am mai mult spațiu și pot să-mi iau mai multe chestii cu mine. Dacă mergem cu avionul, mă limitez puțin mai mult. Dar dacă vă interesează un astfel de clip ce iau cu mine atunci când călătoresc cu avionul, puteți să-mi lăsați în cutiuța cu comentarii. Sau dacă nu aveți chef să scrieți un comentariu, puteți să dați un like acestui clip ca să știu și să-l filmez. Geanta pe care o iau cu mine în România, tot timpul când plecăm, este aceasta. Și aici sunt toate produsele de beauty, skincare, make-up, produse de păr și chestii de genul. Nu vă arăt haine, pentru că hainele sunt o chestie foarte, foarte basic și nu și-are rostul. Este foarte grea această geantă și Flo tot timpul spune, Dumnezeule, ce poți să cari atât de mult? Că geanta asta mică ți este mai grea decât geanta mare, știți, în care îmi car haine și papuci și chestii generoase. Așa că sunt, mai lungim și să-i dăm drumul să vedem ce se află în această geantă. În buzunarul din lateral am laptopul cu mine. Acesta este laptopul pe care eu îl folosesc, cu care editez eu clipurile. Bineînțeles că are și o husă, dar n-am mai pus-o acum în husă, pentru că mai trebuie să editez clipuri și aveam total altă ordine în cap. Deja am două clipuri editate și puse pe YouTube și mi-a venit în minte acest clip pe care voi o să-l vedeți și o să fiu deja în România și o să vă spun de pe acolo că clipul este online. Puteți să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să vedeți mai multe chestii ce se întâmplă în România. Mergem la căsuța noastră! Te aștept! Primele lucruri care îmi sar sunt chestiile de păr. Aceasta este peria mea de păr. V-am vorbit cu ea și m-am vorbit despre ea și în clipul cu rutina părului meu. Este peria cu care și îmi usuc părul, pentru că eu nu pot cu o perie din aceea rotundă. Îmi rămâne în păr și va trebui să mă tund. Este o pere de la Tangle Teaser, dar mai multe despre ea aflați în acel clip, că n-are rost să mă lungesc. Am o mini placă de păr, aceasta roz. La fel am un fern, tot din acesta travel. Foarte, foarte, foarte drăguț. Chestiile de unghii. Am acest porfat super drăguț de la Chanel în care îmi țin unghiere, forfecuțe, dizolvanți de unghii, pile, agrafe, elastice de păr, pensetă. Am lampa de la Cupio, pentru că eu am o oje semi-permanentă și trebuie să o am cu mine, mai ales că vom sta 3 săptămâni și presupun că va trebui să-mi fac și manicura. Am un forfar de la Zoeva, unde car pensulele. Am aici niște unghiuțe din acelea care se pun pe unghie, cu niște șervețele pentru îndepărtarea ojei semi-permanente. O să vi le arăt și pe acelea. Și cam așa. Cu partea de skincare. Am acest porfar super drăguț, așa un roz pal metalic, pe care scrie Beauty. Este luat din Primark și nu cred că a costat mai mult de 5 euro. Avem peel buffere de la Cupio, pentru că acestea sunt mari și nu-mi intră în porfarul de unghii. Mamă, sper să am loc să le pun pe aici și peste tot. Am împachetat cu mine două parfumuri. Avem Prada Candy, parfum super fain, și parfumul meu de suflet, Elizabeth Arden New York Premier, două parfumuri. Acesta este mai dulce și mai puternic în caz de se răcește vremea în România. Îl voi folosi pe acesta, dacă nu, parfumul meu de zi cu zi. Avem un SPF spray de la Vichy care va ajunge în poșeta mea în caz de sunt plecată de foarte mult timp de acasă. Mai îmi reprospătez SPF-ul, pentru că, din câte am auzit, România este mult mai cald, aici a venit toamna. Am SPF-ul normal, este de la Misha, pe care îl aplic înaintea machiajului, este SPF 50. Acestea sunt șervețele de la Cupio și de ce vi le arăt cu fundul. Sunt șervețele individuale de la Cupio, pur și simplu rup șervețelul,
Tai o parte, bag degetul, are șervețele înăuntru, se mulează și îmi pun acei clești pentru unghii și stau 10 minute cu aceste șervețele. Sunt foarte bune, vin la pachet de 200 și costă 25-30 de lei. Am două tonere, amândouă sunt de la Pixi. Acesta este roz tonic, îl folosesc dimineața pentru hidratare. Iar acesta este vitamina C, toner cu vitamina C, pe acesta încă nu l-am încercat. Am primit un borcănaș plin cu produse de la Pixi și cu vitamina C și nu l-am încercat, ci am să măcar tonerul să-l încerc, pentru că glow tonic nu mai am, din păcate. Șervețele demachiante. Unt demachiant de la Green Clean, nu, de la Pharmacy. El arată cam așa și este genul acela de unt care se topește și dizolvă machiajul. M-ați văzut pe Instagram, m-am mai făcut pe acolo Get Unready With Me pe Insta Stories și acesta îl folosesc momentan. Mai am un ser de față de la Glam Glow cu acizi. Pe acesta nu știu dacă îl voi folosi, dar în caz de tenul meu este mai încărcat și am nevoie de o exfoliere și nu este foarte cald afară a doua zi, așa voi folosi acest ser. Am crema de față de la IT Cosmetics, Confidence Inner Cream. Este super faină crema aceasta. Un ser de, un ser de față cu niacinamide. Îl folosesc pe timp de zi. Crema mea de ochi de la Hada Labo cu retinol și colagen. Îmi place foarte, foarte mult această cremă. Este o cremă cumpărată din România, din DM. Noi, din păcate, nu avem acest brand, deși mi-aș dori din tot sufletul să avem Hada Labo și în Germania. Chiar am văzut așa câteva riduri dispărând. Mai am de la The Ordinary soluția cu cofeină pentru cearcăne. Sinceră să fiu, nu prea mă ajută pentru cearcănele mele pigmentate. Am două măști. Una este de la Pixi Glow Mud Mask. Acea când îmi simt tenul foarte încărcat, folosesc această mască. Și am tot la Pharmacy, place foarte mult acest brand. Este o mască Bright On, este o mască cu vitamina C. Acestea sunt cele două măști pe care le-am luat cu mine și cam atâta, cred eu. Deodorant, care este nou și abia aștept să ajung să-mi mai cumpăr. Și cam acestea sunt produsele de îngrijire pe care le au cu mine. Nu o să vedeți șampon, balsam de păr, gel de duș, cremă de corp, pentru că nu o să car de aici. Aceste chestii o să-mi cumpăr din România, pentru că în România sunt o grămadă de chestii și o grămadă de firme care aici nu le găsesc și pe aștept să, nu știu, să mă spăl cu un gel de duș de la Elmiplan. Și acum să trecem la partea cea mai interesantă, machiajul pe care îl voi lua cu mine. Acesta este un porfart cumpărat din Jumbo și scrie Smile is the best makeup. M-am și machiat cu produsele pe care le voi lua cu mine. Aș fi vrut să le iau într-o ordine frumoasă, de la primer la ochi, dar nu stau ele într-o ordine foarte frumoasă, așa că voi scoate. Am luat două spray-uri de față. Am un spray de la Pixi, Makeup Fixing Mist cu trandafiri, și l-am și pe acesta de la MAC Fix Plus, a fost într-o ediție limitată de vară. Le-am luat, că nu știu ce am luat două, dar am luat două. Mi-am luat paleta de la Tarte pentru că îmi place atât de mult, atât de mult. Am folosit-o în două clipuri. O să vă las în cutiuța cu descriere toate clipurile pe care eu le-am menționat sau vă las pe aici așa card, dar îmi place așa de mult, mai ales bronzerul. Da, acest bronzer și acest stil. Nu, sau? Da. Ea se deschide așa. Două blush-uri, două iluminatoare, două bronzere. Partea asta pot să o închid. Dar acest iluminator și acest bronzer sunt superbe și este o paletă destul de compactă și am 6 produse, exact ce am eu nevoie. O paletă de blush-uri, dacă vă vine să credeți, nu o să-mi iau blush-ul de la Catrice cu mine. Așa că am luat această paletă de la La Mar. Am folosit-o și pe ea în două clipuri. Nuanța aceasta Ayla este minunată. Pentru ea am luat
paleta, dar mai am încă două pe lângă, așa că dacă vreau să schimb puțin atmosfera, pot să le folosesc și pe celelalte două. Am mai luat încă un blush, acesta este de la MAC și îmi place că acest blush are două blush-uri și îmi place această nuanță să o folosesc la ochi. Este un blush super, super fain. Beauty Blender. Soluție de spălat pensulele. Am luat pudra de la MAC, pudră translucidă de setare, cu ea am setez zona anticearcănul. Mi-am luat kitul de sprâncene de la Wet n Wild, nuanța din mijloc este nuanța pe care eu o folosesc și numai bine că va trebui să-mi cumpăr o nouă trusă de sprâncene pentru că mi se termină. Am mai luat încă un iluminator și acesta este cel de la Maybelline Master Chrome în nuanța roz gold. Este un iluminator super, super fain și sunt dată și astăzi cu el. Bine, este amestecătură între cel de la, din paleta Tarte și Maybelline. Am luat un fond de ten după mine și este prima oară în atâția ani în care eu plec oriunde aș pleca, și acasă în România și în concedii, și plec fără fondul meu de ten preferat de la Too Faced. Ați auzit bine? Deci de când am descoperit fondul acela de la Too Faced, nu am plecat niciunde fără fondul ăla de ten. Că mai luam eu 2-3 fonduri de ten așa extra, tot timpul l-aveam pe acela cu mine. Dar de când am descoperit acest fond de ten la L'Oreal, da. Ce am eu, nu? Este foarte, foarte fain, sunt dată și astăzi cu el. Minunat! Mai am un fond de ten și acesta este Insta Perfect de la Essence. Este în nuanța Lovely Mocha și îl am pentru a-mi bronza cremos fața. Am luat 3 primere. Am acest strobe cream de la MAC. Este în varianta Travel. Adică, ce Travel? Este varianta mai mică decât Travel. Este o monstră și o am de ceva timp. Îmi place foarte mult și am de gând să-mi cumpăr și varianta Travel. Pentru că dacă asta m-a ținut atât de mult, și varianta Travel o să mă țină extraordinar de mult. Este un iluminator așa mai... Este un primer cu particule de iluminare foarte, foarte frumos. Și am mai luat și aceste două primere. Amândouă sunt de la Touch in Soul. Amândouă din aceeași gamă, No Pore Blem Primer. Sunt primerele mele preferate pentru ascunderea porilor. Am și un iluminator lichid de la Becca și este nuanța Opal. Doamne, atât de mult îmi place iluminatorul acesta lichid. Superb, superb. Se așează foarte bine și peste pudră, dar nu foarte multă pudră. Adică nu peste baking, dar foarte, foarte fain. Mi-am luat și concealerul de la Too Faced Born This Way, este singurul concealer pe care îl folosesc de un an de zile și singurul pe care îl iau cu mine. Și acum avem mărunțișuri, avem întorcător de cene, pensetă, că 3 săptămâni. Am după mine 2 rimeluri, acesta de la Sleek Take You High și unul de la Tarte, pentru că pot să fiu extra. Să-mi iau 2. Am un ruj din acesta clasic de la Maybelline în nuanța Intense Pink. Acesta este de aruncat în poșetă, dacă am nevoie să mă dau pe buze cu ceva. Nu vreau să aplic ruj lichid, așa că acesta este o nuanță de roz nude. Am câteva rujuri lichide. Unul este de la MAC în nuanța Feel So Grand, roșu. Și 2 de la Sephora, nuanța 13, cu care sunt dată și acum, și nuanța 41, în caz de vreau ceva mai închis. Crioane de buze am 4. Nu prea folosesc eu atât de des crioane de buze, dar am spus că în caz de o să am nevoie, de ce nu? Am un de la H&M și este un nude, un maro. Crioane de la H&M rezistă. Sper că îl mai găsesc. Crioanele la H&M rezistă foarte bine pe buze. Am 2 de la Trend Up, unul în nuanța 400 și unul în nuanța 430. Aceasta este nuanța mea preferată. Și mai am și un creion de buze de la Sleek în nuanța Blindfolded, care arată cam așa. Mi-am pus și 2 luciuri de buze, să fie acolo, că nu știu niciodată când ai nevoie de un luciu de buze.
Și mi l-am pus pe acesta de la Dominic Cosmetics în nuanța Peach Tea. Și acest lip paint de la Tarte în nuanța Insta Famous. Este un luciu de buze net la mega sclipicios. Că nu știi niciodată când ai nevoie de niște sclipici pe buze. Mi-am pus NYX Glitter Primer. Nu pot să trăiesc fără acest... acest lipici de sclipici îl folosesc și pentru farduri metalice, nu numai pentru sclipici. L-am și astăzi sub fardul metalic pe care îl port. Am doi pigmenti. Unul este de la Primark și este într-o nuanță așa foarte frumoasă de roz prăfuit. Nu este un pigment foarte metalic, dar îți dă așa un sheen foarte frumos de roz prăfuit. Chiar nu am nicio culoare de genul acesta și mă bucur că l-am cumpărat. Nu scrie aici nuanța. Și mai am acest pigment presat de la L'Oreal, nuanța Amber Rush. Deci fără pigmentul ăsta eu nu plec. Chit că e vorba de România, chit că este vorba de orice altă călătorie. Este un pigment presat și arată cam așa. Este tot în aceeași gamă de roz, dar acesta este mult mai metalic decât cel de la Primark. Mi-am pus și două tușuri de ochi. Acesta este de la Sephora și este în nuanța maro. Îl port și astăzi așa foarte, foarte fin cât să îmi rămeze partea de sus a ochiului. Și am și acest tuș lichid de la Sleek Tip, Tip It Eyeliner. Îmi place foarte mult că nu are pensulă, are așa o... are o periuță și mă descurc mai bine cu astfel de vârf decât cu o pensulă care este foarte flexibilă. Acesta nu este flexibil deloc și în caz de vreau să-mi fac eyeliner negru, dar pe timp de zi folosesc eyeliner maro și e foarte, foarte tare. Am trei creioane de ochi și toate sunt de la Pixi. Am un creion clasic negru, un creion roz, crem, pe care îl port și astăzi pe linia apei, un creion maro, creionul meu maro preferat, un creion maro metalic pentru, nu știu de ce l-am pus, dar să fie acolo. Și acum problema mea numărul 1, în momentul de față, este ce paletă de ochi îmi iau la mine. Mi-am pregătit aici așa 5 palete. Și nu sunt nebună să le iau pe toate 5, doar că nu știu pe care să o iau. Să vă spun de ce. Aș lua această paletă pentru că în ultimul timp m-am îndrăgostit de această nuanță Go With The Flow sau Labyrinth, nu știu cum sunt nuanțele puse aici. Dar această nuanță pare foarte așa boring și pare așa un neutru, un maro neutru, dar de fapt este un roz prăfuit, un mov prăfuit, o nuanță foarte, foarte frumoasă. Am și folosit această nuanță în două clipuri pe care urmează să le vedeți și voi. Atât de... deci, de viață când mă machiam, ziceam, mamă, ce machiaj îmi fac astăzi? Mă mir că astăzi nu am folosit această nuanță. Mai am și paleta aceasta de la Too Faced Just Peachy, pe care am folosit-o la fel în acel tutorial de machiaj monocromatic. Nuanțele îmi plac la nebunie, dar aș putea să-mi iau și paleta de la Melchior, care are nuanțe asemănătoare și pe lângă nuanțele ce se află în paleta de la Too Faced, mi-am mai pus eu aici niște farduri mono de la Makeup Geek. Acesta este fardul pe care îl port și astăzi și sunt machiată numai cu această paletă și sunt farduri care îmi plac foarte, foarte mult și se regăsesc și în această paletă, așa că eu mai mult optez pentru cea de la Melchior. Uai că mi-a venit inima aici. Sau mai am aceste două palete de la Anastasia, Soft Glam, care este o paletă superbă, de culori neutre, adică nu are nimic colorat, nu că aș purta eu culori colorate, aș purta eu culori nebune, albastru, verde, eu știu ce alte nuanțe. Este o nuanță care are culori neutre, dar culori calde, ce are nuanțe super, super frumoase. Sau ar mai fi această paletă, care și aceasta are nuanțe foarte frumoase și are nuanțe care dau spre roșu, nuanțe care dau spre roz. Este puțin mai rece această paletă, i-aș spune eu. Are și nuanțe calde și nuanțe mai reci și nu știu ce să fac. Cam acestea sunt produsele pe care eu le voi lua mâine.
în călătoria noastră spre România. Abia aștept să ajungem, să mă urmăriți pe Instagram, pentru că vreau să postez cât mai multe story-uri cu casa, cu ce se întâmplă prin România, pe unde mai mergem, ce mai fac, cumpărături și alte chestii. Să-mi dați follow pe Instagram. Și acum trebuie să mă pun să le strâng, să mă duc să-mi fac manicura, să-mi fac bagajul de haine. Îmi place tot ce ține de acest aspect al bagajului și de împachetat și de despachetat. Îmi place, îmi pun muzică și sunt eu așa în elementul meu. Vouă vă place să împachetați sau să despachetați? Sau sunt singura nebună care se bucură de aceste două procese? Sper că v-a plăcut acest clip. Fug repede, repede să-mi fac treaba. Vin numai bine, vine și Flo acasă. Nu uitați să vă și abonați canalului meu, să apăsați și pe clopoțel, pentru că postez în fiecare marți la ora 19. Și până data viitoare, să rămâneți la fel de frumoase. V-am pupat!